Cât de mare e dezamăgirea, domnule Contra, după ce Norvegia a egalat în minutul 92? Când pierzi două puncte importante în cursa calificării în minutele de prelungire, e clar că există o dezamăgire, dar pe de altă parte nu pot să nu încep această conferință de presă în a felicita jucătorii pentru efortul care l-au depus în acest joc, pentru felul în care s-au luptat din primul minut până în minutul 96 cu jucătorii din Norvegia și îmi pare nespus de rău pentru ei, în primul rând, că n-am reușit să câștigăm cele trei puncte. Aș avea și eu două întrebări, vă rog. Cum apreciați jocul din această seară lui Mitriță și în ce măsură vă considerați personal responsabil pentru faptul că Mitriță a lipsit 8 luni de la echipa națională, aparent dintr-o ambiție personală a selecționerului? Asta e o opinie personală și e o opinie personală a ta, că aici am ceva eu cu Mitriță. Și vis-a-vis de evoluția lui din această seară? Evoluție foarte bună. Evoluție foarte bună a lui și a celorlalți jucători. Nu numai Mitriță a fost pe teren astăzi, chiar dacă el a făcut în multe momente diferența. Este un jucător care e capabil să facă lucrul ăsta și atunci toți jucătorii trebuie să-i felicit și o evoluție foarte bună a lui Mitriță și celorlalți jucători. Considerați demn de atitudinea unui selecționer să-și înjure într-un mod lamentabil propriul jucător, așa cum s-a văzut pe imaginile video după ratarea penaltului de către Puškás? Când s-a văzut pe cameră, pe imagini, cum l-ați înjurat într-un mod grotesc? Mi-am cerut scuze și îmi cer scuze pentru reacția pe care am avut-o. Se întâmplă la tensiunea care există în acele momente și datorită pentru că trebuia altcineva să bată acel penalti. Am avut o reacție în alea loc care nu îmi face plăcere. Nici nu mi-am dat seama că am avut reacția aia. Am văzut-o și acum. Și îmi cer scuze pentru reacția aia. Mai puteți da ochii cu Puškás după această înjurătură? Sau ați avut vreo discuție cu Puškás vis-a-vis de episodul ăsta? Eu cred că sunt lucruri care se întâmplă în fotbal și lucrurile au fost super vorbite imediat după meci, împreună cu George, așa că pentru mine subiect închis și pentru George la fel și l-așteptăm din nou să dea gol la meciul cu Suedia. Cine ar fi trebuit să bată penaltiul? Îmi cer scuze. Șase întrebări. Știu, era doar întrebarea ulterior după ce pune. Era doar o completare a ceea ce a spus selecționerul că trebuia să bată altcineva penaltiul. Nu putem monopoliza. Ulterior, Adi, imediat. Domnule Contra, de ce nu a bătut cine trebuia să bată penaltiul? Pentru că am văzut imaginile, i-a transmis lui Benzar să vorbească cu Stanciu. De Stanciu trebuia să bată penaltiul. De ce nu ați impus asta? A fost, pe mine nu m-a deranjat ca un jucător și-a asumat responsabilitatea și ratează, poate să rateze oricine. Au ratat mari jucătorii penaltiul. Mine m-a deranjat că nu s-a respectat ce s-a vorbit înainte de joc. Atâta tot. Se poate întâmpla, am zis. S-a vorbit cu George, totul e ok și mergem înainte împreună să încercăm să ne calificăm. Pe dumneavoastră vă văd foarte dezamăgit. George, nu sunt dezamăgit de rezultat. Nu de eu sunt dezamăgit de rezultat pentru că cred că băieții în seara asta meritau cele trei puncte. Și George era la fel de dezamăgit? Toată lumea e dezamăgită pentru că au făcut tot ce omenește puteau ca să câștige acest meci. Și n-am ce să le reproșez. Chiar n-am ce să le reproșez pentru că am avut penalti ratat, am avut după 1-0 ocazie imensă a lui Florin Andone, nu știu dacă a intrat mingea în parte sau n-a intrat, am avut încă 2-3 ocazii care puteam să liniștim acest joc și din păcate primim un gol în minutele de prelungire care ne face să șansele noastre, bineînțeles cu rezultatul din Suedia, să nu mai depindem chiar de noi. Depindem de noi, dar nu marea măsură. De ce ați decis să-l înlocuiți pe Mitriță, care a fost omul serii cu Norvegia? Care a fost rațiunea înlocuirii? Eu am decis, Mitriță a cerut schimbarea, da? Dacă l-ați văzut, s-a pus de două ori pe jos. Eu n-am vrut niciun fel, mai ales cum era el, mi-a cerut schimbarea cu 6 minute înainte. L-am ținut pe teren pentru că
vedeam că pe spațiile care s-au creat în momentul deschiderii scorului de către noi, Mitrița era un jucător esențial în jocul echipei. N-am vrut să-l schimb, l-am ținut încă 5 minute pe teren, el mi-a cerut vreo cu 5 sau 6 minute schimbarea și l-am ținut până s-a pus pe jos și mi-a cerut din nou schimbare. Atunci am făcut acea schimbare. Da. Și Paul Anton mi-a cerut schimbare, nu erau schimbări prevăzute, dar a trebuit să le fac pentru că jucătorii mi-au cerut acest lucru. Da. Acum, la final, privind în spate, este vreo decizie pe care vreo reproșați legată de acest meci, poate mai puțin inspirat la alegerea unor titulari? Vă întreb dacă vă gândiți acum în spate. Am auzit acum niște voci care vorbeau de Cheșeru, golchită românină, aceste preliminare care n-a jucat, fel de fel de comentarii care apar după meci. Cheșeru a avut toată săptămâna, sau aceste 9 zile a avut niște probleme medicale, de-aia a și jucat doar o jumătate de oră în Insule Feroe. Ați văzut că la golul marcat în Insule Feroe, acele mici probleme medicale au revenit. A fost incert până ieri, el s-a simțit un pic mai bine și la tensiunea și la intensitatea meciului n-am vrut să risc un jucător care a fost 9 zile cu mici probleme medicale. Justin. În situația în care România va rata această campanie pe preliminarele clasice, v-ați făcut un plan de a rămâne la echipa națională, inclusiv pentru play-off, în situația în care vom ajunge acolo? Nu. Aveți un scenariu pentru această situație? Nu. Cred în această calificare, le-am transmis-o și băieților și dacă avem această determinare, credeți-mă că vom scoate 4 puncte din aceste două jocuri și ne vom califica. Credeți că vor juca și pentru dumneavoastră jucătorii? Nu trebuie să joace pentru mine, trebuie să joace pentru ei. Și azi au jucat pentru ei. Și au jucat pentru cei 30.000 de copii care au venit și i-au încurajat. Și pe această cale vreau să le mulțumesc din inimă tuturor care au organizat aceste excursii. Acești copii au fost al 12-lea jucător. Vreau să mulțumesc profesorilor care probabil nu au făcut școală astăzi, nu vor face școală mâine. Și vreau să le transmit că au fost al 12-lea jucător. Și ne pare rău că, și băieților le pare rău că nu au putut să le ofere cele 3 puncte. Selecționerul Norvegiei spunea că e cea mai nedreaptă decizie pe care a avut-o în cariera lui. Decizia de a permite UEFA... De a permite... Nu știu, acea sunt chestii administrative, chiar nu ține de mine. Eu mă bucur că am putut avea atmosfera asta de la 30.000 de copii. Ați avut lacrimi în ochi la intonarea imnului? Ce v-a făcut să simțiți asta pentru prima dată, probabil? Peste 30.000 de copii care au cântat imnul din toată inima lor și e clar că dacă nu te emoționezi la așa ceva, nu știu la ce poți să te emoționezi. Cum vedeți șansele de calificare ale României după meciurile din această seară? Aceleași. Nu au scăzut? Pentru că nu ne mai ajunge doar victoria cu Suedia. Nu, ne trebuie un egal în Spania. Cum au făcut egal Norvegia și Suedia, putem să facem și noi un egal în Spania, cred eu. Prima dată trebuie să ne gândim la meciul cu Suedia. Ăla e cel mai important, devine cel mai important joc. Dar cum am mai zis, dacă vedem o România la fel ca în seara asta, n-am nici cel mai mic dubiu că vom câștiga meciul cu Suedia. Ați apărut pentru prima dată în aceste preliminarii în training la meci. E vreo superstiție legată de... Am început și eu cu superstițiile, nu eram superstițios, dar am câștigat în Insule Feroe stând în training și am vrut să rămân în training. În training. Dacă joacă băieții așa, în training. Nu mai în training. Vă așteptați mai mult de la Spania? Da, mă așteptam și la meciul din Norvegia și la meciul din Suedia, dar sunt meciuri decisive și orice echipă își dă viața în momentele astea. E clar că nu mai sunt meciuri ușoare și fiecare meci va fi foarte greu. E clar că Suedia are două rezultate care să le convină în meciul cu nostru, în meciul nostru, cu echipa noastră, Suedia, dar noi avem doar varianta victoriei și vom juca la victorie. În ce măsură vă așteptați ca Spania, care e deja calificată la ultimul meci cu România, poate să nu mai evolueze cu același patos ca atunci când ai în spate necesitatea unui punct pentru o calificare? Nu știu, vom vedea la ora jocului. Prima dată trebuie să câștigăm cu Suedia ca să ne gândim dacă Spania va juca de o manieră sau alta. Nu cred că Spania își permite
să joace de altă manieră decât a jucat până acum în aceste preliminarii. Ce rezultat regretați cel mai mult din această campanie? Că n-am câștigat astăzi și punctul din Suedia, care nu l-am obținut. Cum ați caracterizat finalul acestui meci? Spre finalul, spre minutul 90 am avut acolo o minge la ei lângă colțul de la, de la corner de acolo, da? Da, i-am strigat să țină la colțul terenului mingea. De călcâiul, a fost acolo o fază ciudată. Și de acolo au pornit ei și a venit și două minute mai târziu golul. Deci acolo strigam cât puteam eu că să țină mingea cât mai departe de partea noastră, dar din păcate am încercat să fac altceva decât trebuia să fac, în, cred eu, în momentul ăla. Dar sunt decizii care le au jucătorii și chiar dacă eu strigam, nu m-au auzit și sunt decizii care le au, dar de acolo până la, la gol... Un jucător cu experiență, de acolo. Da, dar se întâmplă, se întâmplă. E vorba și de la cât au alergat băieții, poate să fie și oboseală. Acum, de la cornerul lor sau unde era mingea până la poarta noastră mai sunt 80 de metri. Dacă am fi avut și inspirația poate să facem un foul tactic, să nu ajungă mingea în, în partea aia să centreze, ne-au lipsit un pic lucrurile astea, nu? Dar cum, cum am zis, se întâmplă. Ce trebuie să se schimbe ca să învingem Suedia? Să o băgăm în poartă. Am băgat-o și azi. Păi da, băgăm de mai multe ori în poartă.